Intrarea în Schengen doar cu aeroporturile într-o primă fază e doar un pas mic dintr-un proces complex. Austria a pus condiții importante chiar și pentru această victorie de etapă, preluarea migranților. E o chestiune sensibilă și discutăm cu Lucian Pârvoiu, trimisul special al televiziunii române la Bruxelles, despre ce înseamnă Air Schengen, când am putea anunța un calendar clar, asta în condițiile în care am văzut în social media, doamna ministru afacerilor externe, Luminița Odobescu, a participat la CAE ieri. Cum stau lucrurile acolo la Bruxelles, Lucian? Bună dimineața, Maria. Se pare că acum centrul interesului nostru nu e la Bruxelles, ci la Brdo, la castelul Brdo din apropierea Ljubljanei, unde miniștrii din forumul Salzburg se întâlnesc. Am informații că și ministrul Cătălin Predoiu e pe cale să ajungă acolo unde deja Gerhard Karner este. Bruxelles, practic, așteaptă să vadă și rezultatul negocierilor trilaterale, să spunem așa, pentru că ai văzut deja cu siguranță că Bulgaria a primit cu mult mai multe rezerve această veste a unui posibil Aero Schengen decât Bucureștiul, iar Comisia Europeană, la cel puțin una dintre pretențiile Austriei, a răspuns foarte clar că Europa nu construiește garduri la frontiera sa. Asta apropo de ranforsarea de 3 ori a personalului Frontex pe granița externă dintre Bulgaria și Turcia, granița externă a Uniunii Europene. Da, cerințele Austriei sunt maximale și nu e posibil să fie un joc de genul noi am vrut, dar dacă voi nu sunteți de acord, lucrurile rămân ca până acum, pentru că, într-adevăr, această chestiune a creării unor hub-uri pentru migranți ilegali nu este foarte clară. Ce ar urma să primim noi pe teritoriul României, pe cei 2% care, în mod oficial, au trecut prin țara noastră și au ajuns în Austria, sau pe toți i-am împărțit noi cu bulgarii, pe toți cei 100.000 de cereri de azilanți, să spunem așa, care au ajuns la Viena. Este destul de neclar și lucrurile trebuie să fie negociate la sânge, pentru că există posibilitatea ca acest Aero Schengen să ni se întoarcă cu ricoșeu drept în față și nouă românilor, dar și politicienilor pe care îi votăm, pentru că anul viitor e un an electoral și nu știu în ce măsură ar fi populară o astfel de decizie de crearea unor astfel de hub-uri. S-a făcut deja acest lucru în Albania, însă atenție, Albania este doar stat candidat. Acolo s-a instalat un astfel de centru pentru a prelua acești migranți ilegali care vin prin Italia și Italia îi trimite acolo în niște centre semi-deschise, niște condiții destul de, mă rog, discutabile din ceea ce privește drepturile omului. Deci, da, intrăm într-o chestiune foarte complicată. Da, tipic bruxelez, aș putea spune, și negocierea și acest subiect. Dar spune-mi, Lucian, de unde vin? Care este tranziția lor de a ajung în România? Migranți sirieni și afgani. Nu cumva vin pe partea cealaltă, cu Grecia? Pe evident că pe acolo au venit. Cum am spus, doar 2% din, după analizele pe care și România le-a transmis mai departe, și din analizele Frontex, doar 2% din acest număr mare de migranți a trecut accidental prin România. Restul, evident, au venit pe ruta grecească și a Balcanilor de Vest, adică prin Bosnia-Herțegovina, Croația, Serbia și ulterior au penetrat granița ungurească, unde, din câte știu eu, nu există astfel de hub-uri de procesare a migranților ilegali. Ar urma să se construiască ele în România și în Bulgaria, doar pentru a intra în spațiul Schengen cu un picior, adică aerian. Nu, ceva nu se leagă până la capăt în acel puzzle și sperăm că astăzi ministrul Predoiu va veni cu precizări de acolo, din Slovenia, pentru că, așa cum am spus mai devreme și mă repet, bulgarii nu au primit deloc cu entuziasm această veste, pentru că nu sunt dispuși să lase mai mult, să spunem așa, în condițiile în care deja la ei s-au făcut misiuni ale Comisiei Europene mai multe decât la noi. Ei până chiar acum, de când au încheiat două misiuni. Una pe statul de drept, dar ei au avut și mai multe probleme decât am avut noi. Pe protecția frontierelor și au ieșit foarte bine. Da,
Da, au avut, mă rog, au avut un timing diferit, să spunem așa, au fost un pic în urma noastră, pentru că în perioada în care a fost premier Boyko Borisov, a aranjat așa cumva pe sub masă cu Jean-Claude Juncker să nu mai primească rapoarte MCV, creând iluzia că nu mai au MCV-ul asupra lor și până la urmă, de fapt, îl aveau și sunt în, dar, în urmă în acest moment de e tardiv, noi cu dacă am vrea... o jumătate de an, un an, să spun. Lucian, e tardiv în acest moment dacă am vrea să intrăm separat, adică să ne desprindem, să intrăm doar noi și să-i lăsăm pe bulgari? Crezi că mai putem face lucrul acesta? Adică să mergem la pachet? Eu am observat din declarațiile oficialilor noștri, o parte dintre ei, că nu exclud această posibilitate în condițiile în care Bulgaria, să spunem, nu ar fi de acord și nu ar intra în această negociere. Ni se spune dintr-o parte că e foarte greu să te separi de bulgari, pe de altă parte ni se spune că este suficient de un act, emis de comisie, că nu e chiar așa complicat. Evident că sunt chichițe judecătorești legale aici care trebuie deslușite și văzut în ce măsură o astfel de separare ne-ar ajuta, pentru că dacă ne-am separat doar ca să intrăm cu aeroporturile, chiar ar fi pentru nimic, practic, Maria, pentru că, după cum știm, cei care suferă sunt transportatorii, sunt românii care vin acasă de sărbători chiar în aceste zile și or să stea la niște cozi imense. Suntem noi care mergem în vacanță la vară în Grecia și așteptăm la granița dintre Bulgaria și Grecia o mulțime. Deci, nu, problema nu e cu avioanele. Evident că e bine să intrăm și cu aeroporturile, e bine să intrăm, dar etapizat și cu precizarea datei la care vom intra și terestru. Adică nu trebuie să ne lăsăm pe de un cadou posibil otrăvit al austriecilor, părerea mea. Contează foarte mult cum vor fi negocierile făcute zilele acestea, orele acestea de cei doi miniștri. Așa este, Maria, și așteptăm cu sufletul la gură, cel puțin eu sunt foarte, foarte curios de ce se întâmplă în Slovenia și mai puțin de ce se întâmplă la Bruxelles, pentru că am amintit și de Consiliul Afaceri Generale, de faptul că doamna ministru a fost aici. Evident, acum mingea e în acest teren al discuțiilor trilaterale și așteptăm, evident, și vești de la Haga, pentru că acolo Parlamentul olandez trebuie să dea undă verde, sperăm, Bulgariei pentru intrarea în spațiul Schengen. Deci încă suntem pe tărâmul speculațiilor și a scenariilor.